regăsit, dragi telespectatori TVR Iași! Vă salută Părintele Adrian Blăjuță la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Printre preocupările pe care le-a avut și le are Biserica în timpurile acestea, este și cea pentru educație, pentru că este conștientă de cât de importantă este educația în devenirea omului, în creșterea societății, în dezvoltarea societății și, bineînțeles, și a bisericii. Iar un astfel de loc care este printre prioritățile bisericii și a bisericii noastre locale de Iași este grădinița Surorilor Providenței din Iași, care din 1998 și-a deschis porțile și a primit de atunci mii de copii, care astăzi, unii dintre ei, sunt părinți la rândul lor și au copii la această grădiniță. Despre ce înseamnă acest loc, despre cum e dezvoltată această grădiniță, cum se prezintă ea și ce se întâmplă acolo, vorbim astăzi tocmai cu invitații mei de astăzi. Sora Adriana Roca este director al grădiniței Surorile Providenței din Iași. Bun venit, sora! Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! Și alături este și doamna Marcela Piciu, profesor, dar de această dată în calitate de părinte. Bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Suntem la emisiunea aceasta care vorbește despre evenimente, despre viața Bisericii Catolice, în mod special. Dar astăzi e o emisiune, zic eu, importantă, specială, pentru că vorbim despre acest loc de formare pentru oamenii tinerii, societatea de mâine, biserica de mâine, și facem acest lucru împreună, dar pentru a vedea mai multe despre această grădiniță, trebuie să vedem un pic unde situăm grădinița și să vorbim un pic despre congregația în care sora Adriana face parte și să ne vorbiți un pic despre această congregație și cum de-ați ales să intrați în ea. Sunt sora Adriana Roca, sunt în congregația Surorile Providenței din 2000. Istoria noastră începe în Italia, mai exact în nordul Italiei, și își are originile în acest loc unde fondatorul nostru, Sfântul Luigi Scrozopi, care a trăit între anii 1804-1884, practic de aici noi ca și congregație am primit acest stil educativ pe care și astăzi îl perpetuăm acolo unde ne aflăm ca și congregație. Ne aflăm în toate continentele și dintotdeauna latura educativă, și nu doar latura educativă, este inima operei noastre caritative și sociale. Noi, atunci când vorbim despre congregații, vorbim despre carism, adică preocuparea pe care o are într-un mod deosebit o congregație sau alta. Și deja ați amintit despre educație, dar știu că sunt și alte preocupări pe care congregație, care e prezentă și la noi în țară, în noi, mai multe locuri. Atunci când vorbim despre carism, vorbim despre esența a ceea ce fondatorul nostru a trăit și ne-a lăsat ca și moștenire. De aceea, carisma noastră o sintetizăm în însuși cuvintele pe care ni le-a lăsat ca și testament spiritual: caritate, caritate, salvați sufletele și salvați-le prin caritate. Și această caritate, care nu este decât porunca iubirii, o concretizăm în diferite opere. Și cum am și precizat deja, în opera educativă, dar suntem foarte implicate și în opera socială. Avem centre de zi, copii în plasament în diferite localități și locuri unde ne aflăm, apoi vizite la domiciliu, la persoanele care sunt singure. Tocmai din acest motiv, persoana este întotdeauna cea care este inima operelor noastre. Și cum de-ați ales să intrați în această congregație? Cum ați simțit această chemare? Care au fost, știu, acele momente care v-au dat această decizie? Eu sunt convinsă de un lucru. Atunci când Dumnezeu dorește să îndeplinim planul, sau mai bine zis, visul pe care îl are cu fiecare dintre noi, Dumnezeu ne pune pe cale persoane, provocări, experiențe pe care să le facem, care să ne ajute
să aflăm și noi care este planul pentru viitorul nostru. Eu de mică nu mi-am dorit să fiu măicuță și nici ca și adolescentă. Visul meu a fost acela de a-mi întemeia o familie și de a avea copii. Dar întorsătura am primit-o în momentul în care Congregația Surorile Providenței au venit ca și prezență în localitatea de unde eu sunt și observându-le, pentru mine provocarea cea mai mare a fost această întrebare: ce le face fericite? Și lăsându-mă provocată de această neliniște a mea, au început primii pași spre a mă întreba: oare Dumnezeu nu mă vrea și pe mine să fiu fericită ca aceste surori, ca aceste măicuțe? Și așa încet, încet m-am apropiat de oratoriu, de acele întâlniri cu adolescenții, cu tinerii, unde se făceau diferite întâlniri de formare umană, recreative, și așa am avut ocazia să le cunosc mai de aproape pe surori. Dar fiind o persoană adolescentă timidă, nu am avut eu curajul să fac primul pas și să le întreb mai multe. A fost una dintre surori care, observându-mă cumva așa că ceva mă neliniștește, mi-a propus într-o zi: nu dorești să vii într-o zi să stai mai mult cu noi? Și totul a început de aici. Și apoi, bineînțeles, a urmat o experiență pe care am făcut-o în comunitatea Surorile Providenței la Județeni, când au fost prezente, și începând după acea experiență am început și etapa inițială de formare concretizată în cele trei etape: aspirandat, postulandat și noviciat. Iar acum sunteți superioara Surorilor Providenței de aici din Iași și manager, văzut acolo pe site-ul grădiniței, director al acestei grădinițe Surorile Providenței din Iași. Și ajungem la grădiniță. Da, ajungem la acest loc de formare și aș vrea să ne împărtășiți cum este organizată această grădiniță. Suntem o instituție particulară, catolică, dar funcționăm după curricula națională. Adică suntem cu un program prelungit, școlarizăm astăzi 115 preșcolari și de 3 ani ne bucurăm de extinderea pe care am avut-o. Este un vis al părinților, un vis al nostru ca și comunitate religioasă, acela de a ne extinde și pe nivel primar. De aceea școlarizăm și 66 de elevi pe nivel primar. Doamna Marcela, v-am lăsat un pic să așteptați, dar așteptam momentul acesta să ne vorbiți. Știu că sunteți profesor, dar la această emisiune ați venit într-un mod deosebit ca părinte. Ca părinte. Și aș vrea să ne împărtășiți experiența dumneavoastră cu această grădiniță. Am luat cunoștință de această grădiniță absolut întâmplător, într-o perioadă în care nici măcar nu știam dacă voi avea copii. Nu doar că dacă îi voi duce la grădiniță sau nu. Am mers împreună cu o vecină de-a mea să-și ia fetița de la grădiniță. Ulterior, vecina mi-a devenit și prietenă foarte bună și mi-a botezat fata cea mare. Și intrând în grădiniță și văzând, în primul rând, ceea ce spunea sora mai devreme, fericirea de pe chipul lor, a surorilor din grădiniță, căldura cu care se purtau educatoarele cu copiii, atmosfera de pe coridoare, liniștea, copiii erau fericiți, erau îngrijiți, erau protejați. M-am gândit în momentul ăla, dacă voi avea copii aici, va trebui să vină la grădiniță. Și așa a și fost. Cea mare a intrat la grădiniță în 2011. Am 3 fete. Cea mică s-a născut în 2013 și este cumva fiica spirituală a surorilor, pentru că am purtat sarcina cât timp cea mijlocie era încă în grădiniță și am avut o experiență sufletească deosebită legată. Surorile s-au rugat foarte mult pentru copilul meu cel mic și am păstrat o legătură extraordinară. Eu sunt profesor de religie ortodoxă actualmente în cadrul grădiniței pentru clasele primare, dar am continuat să mă implic în viața grădiniței și ca părinte și ca prietenă și ca colaborator. Am desfășurat activități extrașcolare, m-am implicat în campusul pe care îl organizează surorile în perioada de vară pentru copiii de diferite vârste. Acum am lăsat locul fetei mele celei mari, pentru că a ajuns la vârsta la care se poate implica în campus. Eu doar o susțin din spate și sper colaborarea noastră să rămână
atât timp cât ne vor ține puterile pe toate. Deja am auzit că sunt ore și de religie ortodoxă și chiar m-aș îndrepta către sora Adriana să ne împărtășiți cine face parte din aceasta sau cine poate să ajungă la această grădiniță. Da? Adică, după câte știu, e așa o diversitate, dar despre asta să ne împărtășiți un pic. Dreptul la educație este un drept al tuturor copiilor, de aceea noi suntem foarte deschise și spunem tuturor, orice părinte poate accesa un loc la grădinița, la școala noastră, bineînțeles în limita locurilor disponibile. În momentul de față avem și copii de alte confesiuni, 70% sunt de cult ortodox, dar experiența pe care noi o facem acum este o experiență de ecumenism foarte, foarte plăcută și profundă. Adică între copii nu există diferență, chiar în momentul în care părinții vin la noi, fie pentru înscrierea la grădiniță, la nivel preșcolar, noi spunem tuturor părinților, noi facem educație religioasă, indiferent de cultul pe care copilul îl are și părinții chiar sunt încântați, deoarece oferim doar acele noțiuni esențiale despre Dumnezeu. Nu fiecare copil să poată înțelege că Dumnezeu este Cel care ne-a creat și ne este Tată. La grădiniță facem educație religioasă, în schimb la școală facem conform cultului. Pentru catolici cu sora Angela Butnaru, o soră de-a noastră, iar pentru cultul ortodox cu doamna Marcela Pichiu. Spuneați că urmați curicula națională, dar există și o deosebire, nu? La o grădiniță confesională, deja m-am amintit un pic printre altele despre aceste deosebiri, dar ați putea să ne împărtășiți și chiar v-aș ruga și pe noastră sora Adriana și pe doamna Marcela să împărtășiți un pic care ar fi deosebirea, da, față de o grădiniță, nu știu, de la stat. Eu aș dori să încep cu o imagine atunci când părinții ne pășesc pragul grădiniței, ne întâmpină o imagine a unei semințe în formă de inimă. Și această mică sămânță încet, încet devine un copac. Este o imagine simbolică pentru a spune că atunci când părintele ne încredințează copilul, este acea mică sămânță care, datorită educației calitative care ne străduim să oferim tuturor copiilor, va deveni mai târziu un copac puternic care să aducă roade. Și misiunea noastră educativă este concretizată în acest slogan care reprezintă filozofia educației noastre. Misiunea noastră, cea mai importantă, este educarea inimii copiilor. Bineînțeles, ne ocupăm foarte mult și de partea cognitivă, de cunoștințele cu care copilul trebuie să le aibă specific nivelului de vârstă, dar întotdeauna într-un echilibru. Inima, considerăm că este acel băgăjel cu care copilul pleacă spre viață. Va avea toată viața bagajul pe care l-a primit în primii ani de școlarizare. Doamna Marcela, aceeași întrebare și cred că puteți să ne răspunde și pe baza impactului pe care l-ați văzut în viața copiilor. Păi, primul impact pe care l-am observat a fost în momentul în care cea mare a părăsit grădinița și a intrat în învățământul tradițional și a venit de la școală. Când am așteptat-o în prima zi, după prima zi de școală, mi-a zis, mama, dar aici se țipă. Asta a fost diferența față de ceea ce trebuie să ia în grădiniță. Ele au crescut toate trei foarte frumos acolo. Extrem de echilibrate. Și asta se datorează doar oamenilor din jur, pentru că știți foarte bine, copiii absorb ca un burete ceea ce primesc de la noi adulții. Ori dacă ei vor primi iubire, vor învăța să o și ofere. Și dincolo de orice, la vârstele mici, este foarte important, așa cum spune și sora Adriana, să cultivăm în copii sentimentele frumoase și să le dezvoltăm inima. Pentru copii, eu observ și acum în curtea grădiniței, ei vin cu bucurie, vin cu drag, își regăsesc educatoarele, surorile, care însuși numele ăsta de sora te apropie așa de persoana respectivă, nu se pune o distanță în mod neapărat. Și atunci
pentru ei mersul la grădiniță devine o plăcere și este constructiv și de aceea mă bucur foarte tare că au reușit să meargă mai departe și cu școala, ca să se continue această muncă care, din punctul meu de vedere, se rupea cumva la finalul grupei mari, când ei erau așa ușor nepregătiți să fie aruncați pe un alt teritoriu. Așa se păstrează o uniformitate a educației. Aș dori să mai adaug eu încă un aspect care nu atât cât ne diferențiază, cât spunem noi că îmbogățește actul educativ în spiritul educativ pe care noi îl oferim. Pentru noi contează foarte mult și colectivul, echipa care oferim copiilor educație. Pentru că pe lângă cadrele didactice, care bineînțeles se ocupă de partea didactică, la fel de important este și personalul nedidactic, care se îngrijește de tot ceea ce înseamnă un ambient curat, o hrană bine pregătită. Și noi spunem că fiecare angajat al unității noastre contribuie la educația copiilor și investim foarte mult și în pregătirea profesională, în pregătirea continuă a cadrelor didactice. De aceea, ori de câte ori avem posibilitatea, participă la cursuri de formare sau chiar creiem noi ocazii de a fi împreună și de a ne forma împreună. Știu că sunt mulți care doresc să-și dea copiii la grădinița dumneavoastră și știu că nu e ușor să faceți o selecție, dar totuși să împărtășim celor care ne privesc cum se face această selecție pentru copiii care vor intra în această grădiniță. Este o întrebare pe care o întâlnim mai des în ultimii ani, deoarece dintotdeauna cereri am avut, locurile sunt limitate, dar au întotdeauna prioritate frații copiilor care sunt deja școlarizați în momentul de față în unitate, apoi ca și unitate ținem întotdeauna cont și de familiile care au nevoie de a fi susținute. Fie material pentru unele familii care nu își permit să contribuie la tot ce înseamnă cheltuielile lunare, dar fie la familiile care chiar și condițiile sociale nu le permit să acceseze o educație de calitate. Și în momentul de față avem copii din astfel de familii integrați, apoi din totdeauna unitatea noastră și-a deschis mereu brațele și ușile și pentru copiii cu nevoi speciale. Avem chiar și în momentul de față integrați în unitate copii cu Down, copii cu autism. Și este o experiență extraordinară pe care o facem împreună. Planuri de viitor, ne apropiem de finalul deja a emisiunii, a acestei ediții. Ce planuri de viitor sunt la grădinița pe care o conduceți? Planurile de viitor sunt întotdeauna legate de fericirea copiilor, adică atunci când copiii fie încheie un ciclu în unitatea noastră, să-i știm că acolo unde vor continua mai departe, să poarte cu ei experiența plăcută pe care a trăit-o în unitatea noastră și rămânem tot ca și plan de viitor să creștem. Anul acesta avem la nivel primar școlarizați 66 de elevi pentru 3 clase. La anul din toamnă vom fi 4 clase și ne dorim să avem întotdeauna și o colaborare la fel de frumoasă pe care o avem și în momentul de față cu familia. Pentru noi, familia și unitatea sunt ca cei doi plămâni. Ambii trebuie să funcționeze bine pentru ca, într-adevăr, educația să fie una de calitate. Și tot ca plan de viitor, peste o lună de zile vom marca, și este pentru noi o bucurie, vom marca și 25 de ani de când am înființat grădinița. Va fi un moment de bucurie în care ne vom reîntâlni cu foști absolvenți ai unității noastre, și am lansat deja invitațiile, sunt răspunsuri pe care le primim și ne bucură lucrul acesta. Copiii care au crescut, spuneam la începutul acestei ediții, care au devenit părinți și la rândul lor au copii la grădinița surorilor Providențe din Iași. Sora Adriana, doamna Marcela, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți
pentru acești copii și pentru această dorință, nu, de a avea o educație cât mai bună, cât mai potrivită pentru vlăstarele noastre, pentru oamenii care vor crește, tinerii, adulții de mâine. Și vă doresc mult succes pe mai departe. Dragi telespectatori, am avut în această ediție acest dialog despre educație, dar într-un mod deosebit despre Grădinița Surorilor Providenței. Este și un răspuns la invitația, la chemarea pe care ne-o face Hristos în Evanghelia după Sfântul Matei, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și atât eu sunt cu voi în toate timpurile. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, vă doresc o zi frumoasă în continuare și până data viitoare, vă doresc toate cele bune!